Ne place să ne îmbrăcăm modern și să fim aranjate. Găsim fel de fel de recomandări cu privire la combinații vestimentare. Învățăm cu ce merge negrul și ce asortăm la pantofii cu toc înalt. Cu toate acestea, mai important decât a ne îmbrăca la modă, este să evităm greșeli vestimentare care ne pot compromite întreaga ținută. Iată ce să eviți ca să te îmbraci cu stil. Carouri mari. Hainele care au un model mare în carouri îți pot ucide complet silueta. Arată elegant, dar dau impresia că ești cu câțiva centimetri mai lată la șolduri. În schimb, ar trebui să alegeți modele cu imprimeuri neutre sau doar culori simple. Dacă îți plac cu adevărat carourile și nu îți poți imagina garderoba fără ele, alege articole cu pătrate mai degrabă mici decât mari. Prea multe detalii. Volane nesfârșite, falduri și fermoare adaugă cel puțin câteva dimensiuni în plus aspectului tău. Încercați să alegeți îmbrăcăminte cu cantități minime de decorațiuni, cum ar fi o fustă cu fermoar care vă va alungi silueta sau îmbrăcăminte cu dungi verticale. Blugii perfecți. Pentru a alege perechea perfectă de blugi, trebuie să țineți cont de câteva lucruri. Există o croială perfectă pentru fiecare tip de corp. Alegeți o dimensiune mai mică decât cea care vă este confortabilă în magazin. În caz contrar, blugii se vor întinde și îți vor strica aspectul. Lenjeria de culoare albă. Multe femei aleg să poarte un sutien alb sub o bluză albă, crezând astfel că sutienul nu se va vedea. Dar nu este chiar așa. Alegeți, sub hainele de culoare albă, lenjerie de culoare pielii spre bej și cu o textură netedă. Tocuri înalte. În urmă cu aproximativ 10 ani, aproape fiecare fashionistă purta încălțăminte cu toc înalt, indiferent de anotimp. Din fericire, stiliștii sunt, la momentul actual, împotriva acestora. Înlocuiți modelele incomode cu unele practice și comode, precum o pereche de cizme cu talpă joasă sau niște pantofi Oxford. Tricoul lung purtat peste jeans. Tricoul lung purtat peste jeans îți alungește prea tare silueta, iar combinația cu pantaloni scurți e chiar mai ciudată. Cel mai bine ar fi să porți tricourile băgate în pantaloni sau să porți unele scurte. Genți mari, purtate la un eveniment de weekend sau de seară. Se spune că gențile voluminoase sunt universale și că pot fi purtate atât la ținute casual cât și la cele office. Totuși, atunci când mergi la un club sau la un restaurant, ar fi mai bine să preferi modele mai compacte, deoarece o geantă imensă nu face o impresie bună într-un asemenea context. Să porți perle ziua. Perlele sunt încântătoare și orice femeie și le-ar dori să le aibă în căsuța de bijuterii. Rezonează de departe cu eleganța și rafinamentul, dar nu au ce să caute la o ținută pentru prima parte a zilei. De ce? Acestea se potrivesc mai degrabă unei ținute elegante de seară, de exemplu de bal, și în niciun caz pentru zi. Colanții. Aceste piese vestimentare reprezintă o metodă bună de a te simți comod, însă nu sunt potriviți pentru orice tip de corp. Nu toate femeile au corpuri siluetice, dar asta nu înseamnă că nu sunt frumoase. Din contră, dacă cele mai subțirele pot întrebuința cu succes o pereche de colanți, cele ce au forme mai voluminoase ar putea opta pentru o pereche de jeans simple sau cu modele ce să le scoată în evidență formele frumoase. Fustițele mini. Este adevărat că o astfel de piesă vestimentară poate fi întrebuințată pentru a completa o ținută de succes, însă asta nu înseamnă că se va aranja cum trebuie pe orice corp. Așadar, dacă știi că nu ești posesoara celor mai tonifiată și fine picioare, evită să porți fuste mini. Te poți orienta pentru un alt articol vestimentar ce îți va scoate în evidență calitățile. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.